Poate e surprins să afli că oferirea de daruri de Crăciun este la fel de păgână ca și originea ei, în tocmai ca ziua de 25 decembrie. Tu vei obiecta la aceasta pe motiv că oameni înțelepți au adus daruri când a fost născut Isus. Ei bine, tocmai aceasta este problema. Acei oameni înțelepți erau magi care se închinau la diavol din Persia și ei au venit la insistențele acestuia și și-ar fi dus la îndeplinire scopul de a-l trăda pe Isus nelegiuitului Irod dacă Dumnezeu n-ar fi împiedicat planul acesteia. Apoi, și acei magi, Biblia nu ne spune că au fost trei, magii care au călătorit spre Betlehem cândva după nașterea lui Isus erau în realitate magicieni sau vrăjitori, deci erau astrologi, o sectă religioasă condamnată de legea lui Iehova Dumnezeu. Așa găsim scris în Isaia 47 să se scoale dar și să te scape cei ce împart cerurile, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi ce are să ți se întâmple. Iată că au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viața din flăcări. Pe de altă parte, au venit la nașterea lui Isus și niște păstori temători de Dumnezeu. Dar nu există nicio o că ei s-ar fi de dat la practica păgână de a oferi daruri. Citiți rapoartele din Evanghelia lui Matei și a lui Luca. Jehova Dumnezeu a ales pe păstorii iudei ascultători de legea divină pentru a-i fi martori ai nașterii fiului său la Betlehem și nu pe astrologi. Acei închinători la corpurile cerești, deși sinceri, au fost conduși de teama superstițioasă de stea. În felul acesta, diavolul i-a înșelat și i-a făcut să treacă pe la criminalul rege Irod și să-l sperie cu nașterea regelui iudeilor de curând născut și în felul acesta să-i stârnească patimile criminale. În timp ce păstorii nu l-au informat pe Irod de nașterea pruncului, acei magi au fost obligați să apeleze mai întâi direct la Irod ca să afle amplasarea locului de naștere de la Betleem și abia după aceea steaua i-a condus la Betle. Astfel, magii au oferit datele necesare lui Irod, în urma cărora acest rege demonizat a ucis peste 2000 de copii în dorința criminală de a scăpa de Isus. În acest punct ne întrebăm, cine i-a trimis pe acești magi să caute pe copilul lui Isus. A fost Jehova Dumnezeu sau a fost șarpele despre care Dumnezeu prezisese că va zdrobi călcâiul seminței femei? Răspunsul îl poate da orice creștin. Și atunci, de ce să fie atât de mult glorificați acei magi, trei dintre ei, și steaua în perioada Crăciunului? Ce creștinism este în aceasta? Avertismentul dat în Coloseni 2 cu 8 de un apostol al lui Isus Hristos sună luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu amăgirea deșartă după datinele oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Dărnicia e adevărat, este un lucru lăudabil, îi face pe ceilalți fericiți, dar bucuria cea mai mare îi revine celui care dăruiește. Hristos a subliniat acest lucru când a spus, este mai ferice să dai decât să primești actul de a dărui trebuie să fie însoțit de o mare bucurie. Dar cea mai mare bucurie a Crăciunului vine din dăruire? De cele mai multe ori, cei care fac daruri de Crăciun o fac pentru că este la modă și astfel renunță la adevărata bucurie. Unii oferă pentru a câștiga publicitate sau pentru mândrie personală. Și aceasta în timp ce Isus ne spune la Matei 6 la 4. Tu dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Este adevărat tulburător Faptul că mulți, așa zici creștini, își doresc Crăciunul ca o perioadă pentru schimbul materialist de cadouri în care să ofere, dar și să primească. Un astfel de exemplu Hristos nu ni l-a dat. Creștinii care citesc Biblia știu că Isus a recomandat generozitatea, însă una care nu așteaptă o recompensă înapoi. El ne spune în Luca capitolul 14 cu versurile 12 la 14. Când ai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii tăi bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ceea ce ai făcut. Ci tu, când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiop și pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să ți răsplătească. Cu această ocazie a Crăciunului, aspectele materiale, de obicei, le eclipsează pe cele spirituale. Cei care țin această sărbătoare își petrec prea mult timp îngrijorați și ocupați să le facă pe plac prietenilor și rudelor, și de abia dacă își mai găsesc timp să-i facă pe plac lui Dumnezeu. Această lipsă de spiritualitate îi face pe creștini să se gândească la momentul când Isus i-a reproșat Martei că era agitată și tulburată în ceea ce privește aspectele materiale, când de fapt i-ar fi trebuit să se preocupe în primul rând de aspectele spirituale. Lucru relatat în Luca, în capitolul 10. Hristos nu a permis niciodată schimbul de daruri. A oferit, a oferit doar pentru a primi înapoi, așa cum fac cei mai mulți dintre creștini în momentul când oferă darul de, creș de Crăciun, nu este încurajat de Isus, care ne spune în Matei, capitolul 6, cu 33: Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Privit dintr-un alt punct de vedere, să cercetăm cu atenție afacerea cadourilor. Din toate direcțiile, oamenii sunt bombardați cu ideea că trebuie să oferă ceva prietenilor. Toată lumea face acest lucru. Este o activitate populară, un obicei social care nu poate fi ignorat. În multe privințe, fără îndoială, există sentimente profunde de iubire și afecțiune care animă oferirea de cadouri. Însă, în cele mai multe cazuri, egoismul este motivația. Crăciunul este comercial și este egoist. Oamenii sunt îndemnați de marile afaceri pentru a cumpăra tot ce există sub soare. Comerțul nu încetează niciodată să le spună oamenilor câte zile de cumpărături au mai rămas până la Crăciun. Cumpărături, cumpărături, cumpărături. Aceasta aud și fac oamenii. Așadar, asupra minții omului există o mare povară, dar și asupra portofelului acestei. Familiile trebuie să cumpere cadouri neapărat atunci pe când în restul timpului adesea unii nu-și permit să cumpere nici cele mai necesare lucruri ale traiului zilnic. Și cât de benevole sunt magazinele! Prețurile scad în considerent pentru cei săraci, nu, prețurile din potrivă urcă. Analizând toate aceste aspecte, cu ușurință vom putea observa cât de egoistă este această sărbătoare a Crăciunului, deoarece este o mare pierdere de timp. Ore întregi petrecute în căutarea celor mai potrivite daruri, și aceasta într-o obositoare cursă cu ceilalți semeni angajați în aceeași corvoadă care ne consumă veniturile, energia, nervii și nu în ultimul rând timpul. Oare tot acest timp nu ar putea fi petrecut mult mai cu folos în studierea cuvântului Domnului, învățând despre împărăția lui Hristos? Așa a scris Apostolul Pavel lui Timotei și nouă tuturor creștinilor la 1 Timotei capitolul 4 cu versurile 13 la 16. Ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Puneți pe inima aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele. Fii culoarea luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.